Să aveți bucurie, sufletelor dragi. O mică întârziere într-o defecțiune, dar iată că ne ajută Bunul Dumnezeu să fim din nou împreună. Suntem într-o zi frumoasă pe care o simțim cu bucurie pentru că astăzi a fost ziua recunoștințe. A fost o zi în care credincioșii din Etiopia serbează această recunoștință pe care fiecare dintre noi ar trebui să o aibă față de univers și de stăpân. Citeam despre acest lucru și acest dar pe care ni l-a dat Dumnezeu de a fi recunoscător în fiecare zi, pentru că ne putem ridica din pat, îl putem ruga să ne ajute, putem vorbi, putem nutri sentimente frumoase. Toate aceste daruri sunt venite ca o binecuvântare peste casa, peste familia și peste sufletul nostru. Dar aș dori să vă vorbesc despre o temă care, zic eu, că vă va stârni curiozitatea dacă există locuri și case bântuite. Să știți că acest răspuns vă pot confirma că da, există. Am întâlnit case bântuite și locuri bântuite de duhurile necurate, mai ales în momentul în care am mers să fac sfeștanie sau mai ales în momentele în care am ajuns la familia respectivă care se afla într-o mare suferință și am simțit o anumită apăsare. În primul rând, apăsarea a venit asupra sufletului, pentru că de fapt aici lovește Duhul cel rău, te lovește la suflet. Duhul cel rău este cel care tulbură mintea și dacă un loc este blestemat sau bântuit, sunt case care au fost blestemate, au fost construite din ură, din ceartă, din banii obținuți într-o anumită perioadă și care nu au fost împărțiți corect, toate aceste fără de legi au rămas acolo ca un blestem și care au ajuns de altfel să bântuie locul sau casa respectivă care s-a construit pe acel teren. Cu siguranță că mulți dintre cei care mă ascultați la această oră vă veți regăsi în ceea ce vă spun. Vă veți regăsi în mod special în expunerea pe care o să vă fac de altfel și care conține o parte din realitatea a ceea ce vedem și ceea ce nu vedem, dar simțim. Cum știm dacă o casă este bântuită, putem la un moment dat să realizăm acest lucru, că din momentul, din ziua în care ne-am mutat în ea, nimic nu ne-a mai mers bine. Am cunoscut familii care trăiau într-o fericire deplină în apartament și au cumpărat o casă unde în acea locuință, în acea casă, s-a spânzurat cineva. Au simțit încă din prima zi în care s-au mutat că lucrurile nu sunt ok, nu sunt bine, că aud noaptea zgomote și că acea casă de fapt poartă blestemul unei vieți nefericite care s-a încheiat tragic și casa care în mod normal trebuia să le aducă bucuria, să le aducă împlinirea la tot ceea ce și-au propus și și-au dorit să realizeze în această viață, le-a adus numai nefericire. Am cunoscut această familie care cu 2 ani înainte de a se muta acolo erau perfect sănătoși. Era o familie unită, mamă, tată și 2 copii. Și după 2 ani această familie pur și simplu a fost decimată. El, tata, s-a îmbolnăvit de boală foarte gravă.
Mama a intrat în depresie, iar copiii, care erau cei mai buni prieteni, frate și soră, au ajuns să devină cei mai mari dușmani. Iată care a fost consecința acelui loc bântuit, la care acești oameni au găsit răspuns și au spus: Părinte, am chemat preoți să ne facă sfeștanie, să ne facă sfințirea locului, a casei, și cu toate acestea nu s-a întâmplat nimic. A fost o perioadă foarte scurtă, bine, după care, la câteva zile, din nou au apărut sau au reapărut problemele. Aș vrea să vă gândiți, voi cei care în această zi mă ascultați, dacă nu cumva ceea ce trăiți astăzi, nefericirea și mâhnirea pe care o aveți în suflet, nu are legătură cu locul în care vă trăiți, să zic, 50% sau 60% din viață. De ce spun 60%? Pentru că diferența reprezintă, de altfel, deplasarea, mersul la servici, mersul la plimbare sau alte activități pe care fiecare om le are și care nu le desfășoară în incinta sau în interiorul locuinței. Însă dacă simțiți că lucrurile nu stau bine, nu stați cu mâinile în sân, pentru că un loc bântuit de Duhul cel rău este de fapt o casă a necurăției, o casă care este formată din mai mulți demoni, și credeți-mă că nu glumesc, unul dintre ei se numește demonul fricii, al doilea este demonul posedării. Sunteți nervoși, nu mai aveți răbdare, nu vă mai suportați unul pe altul. Posedarea urii. Și ați ajuns din oameni calmi să vă jigniți, să vă blestemați și să vă doriți unul altuia moartea. Acesta este un exemplu pe care vi l-am dat. Am dat ca exemplu în alte emisiuni ale mele, ca barometru pentru a verifica dacă o casă este bântuită, să vă puneți pătrunjel într-un borcan cu apă. Și dacă pătrunjelul se veștejește a doua zi, înseamnă că acel loc este bântuit de un duh rău. Vi l-am recomandat pe Sfântul Pangrate să-l puneți, pentru că, după cum vedeți în icoana care apare pe micul ecran, Sfântul Pangrate este Sfânt al Dorințelor și în mâna lui are un mănunc de pătrunjel. Pătrunjelul, de altfel, fiind considerat acea plantă care atrage bunăstarea și care curăță totodată răul, așa cum și busuiocul este folosit de noi preoți atunci când sfințim apa. Dar pătrunjelul este barometru de a-mi testa vibrația casei și energia din ea. Pentru că, credeți-mă, am văzut oameni perfect sănătoși care, după ce s-au mutat la interval de 5 luni, 6 luni, au rămas țintuiți la pat. Nu vă mai spun vise urâte, nu vă mai spun zgomote care pur și simplu i-au terminat pe vieții oameni, și ce este mai grav, faptul că aceste duhuri, în momentul în care ajung să te posede, pentru că nu ești pregătit să faci față și poate nu te așteptai să ai parte de așa ceva, se hrănesc din sursa ta de energie. Teoretic, în fiecare zi te doare capul, te doare spatele, devii o legumă. Încerci să-ți cauți un răspuns, încerci să-ți cauți o rezolvare la problema care o ai, te duci la medic, îți faci analize, răspunsul îți vine că nu ai nimic, ești de altfel negativ în fișa de control medical și cu toate acestea ești bolnav. Sursa de energie pe care omul o are este, iubiții mei, cuantificată și măsurată de puterea pe care omul o are de a se ridica și de a merge mai departe în momentele cele mai grele pe care le are de trecut și pe care le are de petrecut atunci când este în suferință. Viața este pentru unii o binecuvântare, pentru alții
poate fi un blestem. Blestemul de care eu vă vorbesc este cel al suferinței continue. Sunt oameni care zilnic plâng. Sunt oameni care zilnic se tânguiesc și își caută locul în această viață, în această lume, și nu știu de unde să înceapă și unde să se oprească. Sunt tineri care poate ar vrea să înceapă o viață nouă, să-și construiască o familie, să fie fericiți, să-și găsească perechea sufletului și, din păcate, sunt singuri, pentru că nimeni nu-i vede, deși n-au niciun defect. Sunt frumoși, sunt deștepți, sunt frumoase, deștepte, domnișoarele, și parcă trec nevăzute în această lume. Aceste persoane, iubiții mei, sunt, de altfel, beneficiarii unor câmpuri de energie negativă și încerc să vă explic puțin cum se produc acestea și încerc să fac o comparație între ceea ce spune știința, psihologia și ceea ce spune religia. Chiar dacă poate multora dintre cei care le vorbesc astăzi și care nu sunt obligați să mă asculte, nu le convine ceea ce spun, noi suntem energie. Acest pix este energie, această hârtie este sursă de energie, la fel cum gândul pe care noi îl avem, sau gândurile noastre, sunt cele care creează realitatea, ceea ce voi trăi mâine sau ceea ce voi trăi peste 5 minute. Un gând negativ poate transforma viața mea într-un iad al suferinței. Un gând negativ este, de fapt, cel mai nociv virus pe care eu, deși îl conștientizez că l-am, nu înțeleg gravitatea pe care o poate avea și efectele ce pot fi aduse asupra mea. Este important să știți că gândul se materializează și gândurile devin reale în momentul în care noi am început să credem în ele. Am început să credem că nu mai suntem capabili să facem nimic. Am început să credem că totul s-a terminat și că este pierdut. Mulți am început să ne pierdem curajul de a mai lupta și de a ne învinge răul care ne domină. De ce? Pentru că locul în care, în mod normal, trebuie să-mi încarc bateriile, locul în care eu stau să mă odihnesc, să mă relaxez, este un loc minat de duhuri rele care îmbântuie casa, îmbântuie mintea și, de ce nu, îmi dirigează viața. Iubiții mei, de a-ți putea vedea ceea ce vă spun, de a-ți putea vedea care este diferența dintre lumea îngerilor, despre care v-am vorbit în alte emisiuni, și lumea pe care o trăiți de multe ori, o lume a suferinței, atunci poate ați înțelege ce vreau să vă explic. Orice om merită o șansă, orice persoană care greșește trebuie iertată și acceptată. Dar atunci când vezi că te duci la biserică, te rogi, atunci când vezi că te spovedești, atunci când vezi că încerci să-ți îndrepti viața și în casa ta nu se întâmplă decât lucruri rele, atunci îți pui un semn de întrebare. De unde sau care este izvorul care aduce această necurăție în viața mea sau această răutate care pe mine mă posedă? Iar posedarea, iubiții mei, vine prin gânduri. Sunt oameni care sunt obsedați de orgoliu pe care l-au. Sunt obsedați de anumite lucruri care nu aparțin realității. Și sunt oameni care, prin modestia lor, prin simplitatea lor,
reușesc să cucerească și să-și apropie de sufletul lor persoanele care își caută echilibru. Revenind la acest subiect, care cred că v-a stârnit puțin curiozitatea, aș vrea să vă explic și am mai spus-o, că așa cum există undele wireless pe care noi nu le vedem, dar cu telefonul putem vorbi oriunde, așa există și acele unde care sunt în lumină și cele care sunt în întuneric și pe care noi le conectăm sau cu care noi ne intersectăm în momentul în care scoatem pe guriță lucruri frumoase sau otrăvim prin cuvintele noastre, blamând, judecând și blestemând anumite persoane. Mulți dintre dumneavoastră mă întrebați: părinte, am 30 de ani, am 35 de ani, nu mă pot căsători. De ce se întâmplă asta? Pentru că tu, iubite suflete, te afli la un nivel de conștiință și de frecvență, dacă vreți să spun, setat pe această stare de nemulțumire, în care te plângi că nu ți se întâmplă nimic bun, în care vii și spui că nimic bun în viața ta nu s-a întâmplat și că, de fapt, nu-ți găsești loc în această lume, pentru că în orice relație te-ai situa, în orice colț al țării, al lumii, te-ai duce, nu-ți găsești liniștea. Nu-ți găsești liniștea, este adevărat. De ce? Pentru că tu, de fapt, te hrănești cu ceea ce gândești. Exact ceea ce vă spuneam la început, că gândul este cel care produce materia. Gândul este cel care se materializează. Mă scuzați, mă refer acum la cei care sunt bolnavi. Un om bolnav va vorbi întotdeauna de boala lui. Un om bolnav va crede în boala lui, din păcate, și crede în ea câtă vreme ajunge să vorbească zilnic despre durerile care le are și pe care le exprimă prin văietăturile zilnice. Acel om bolnav, de fapt, în loc să scape de problema care are medicală, și o adâncește. Pentru că energia cuvintelor sale este atât de joasă încât nu poate să hrănească celula care are memorie decât cu o informație negativă și cu faptul că boala, de fapt, este mai presus decât propria lui credință că se va face bine. Dacă credința aceasta sau speranța pe care fiecare om ar trebui să o aibă, am avea o mai puternică, și dacă zilnic i-am spune Universului: sunt bine, sunt sănătos, sunt sănătoasă, s-ar putea să avem o surpriză, ca boala, anumite probleme pe care le avem în corp, să dispară, pentru că ele au legătură cu ceea ce gândim, cu ceea ce rostim și cu frecvența vieții pe care eu mi-am ales-o să mă situez astăzi. Cei care sunteți singuri, vă hrăniți singuri cu aceste cuvinte: nu mi-am găsit pe nimeni, nu pot să-mi găsesc, nu reușesc. Și câtă vreme spun aceste lucruri, mă hrănesc și voi atrage de partea mea doar oamenii care gândesc la fel ca mine și care nu sunt așa cum îmi doresc eu. Eu îmi doresc să cunosc pe cineva care să fie înțelept sau înțeleaptă, să fie iubitor, iubitoare, să nu fie depravat sau depravată, să nu fie bețiv sau bețivă, să n-aibă patimi ascunse. Și toate aceste dorințe nu se regăsesc la nivelul la care te situezi tu astăzi. Acestea sunt la o altă dimensiune. Ca să ajungi acolo, trebuie să faci o schimbare. Schimbarea despre care vă vorbesc, tocmai pentru a vă elibera de duhul cel rău care vă domină, vă bântuie mintea. Schimbarea vine doar prin voința și forța pe care o ai de a te ruga.
Rugăciunea este precum exercițiu fizic. Ai început astăzi să faci exerciții, vei face febră musculară. Mâine îți va fi și mai greu, poi mâine până când corpul tău se obișnuiește, după care el cere acest exercițiu să continui. Dacă voi nu vă rugați, dacă voi nu vă dedicați din timpul vostru un sfert de oră, 20 de minute, să citiți un acatist, dacă nu faceți nimic pentru a ieși din această stare, veți rămâne în aceeași mocirlă, să zic, în aceeași roată care se învârte în continuu și în care nu puteți ieși pentru că veți spune, suntem blocați. Sunteți blocați, da, în propriile voastre gânduri. V-am vorbit atât de mult de Sfântul Pancratie și vă vorbesc în continuare. Este Sfântul care chiar ajută, iubiții mei. Este Sfântul care face minuni. Este Sfântul dorințelor. Și v-am povestit și vă mai amintesc încă o dată exemplul unei bătrâne care timp de 2 luni venea în fiecare sfârșit de lună să-și aducă din pensie puțină o mică donație pe care o lăsa pentru racla pe care încă n-am reușit să o terminăm, dar cu ajutorul lui Dumnezeu până sâmbătă o vom avea. Sâmbătă 16 aprilie va fi ziua în care aducem racla Sfântului. Zi la care vă invit să participați pentru că va fi unică în viața voastră. Un astfel de eveniment nu o să-l întâlniți zilnic. Un astfel de eveniment vă poate marca frumos sufletul și viața. Și revin la această bătrânică, în fiecare lună, își lăsa bănuții și spuneam, nu mai e nevoie, doamna Jenny, să ne dați bănuți, că n-aveți nici dumneavoastră. Și a spus, nu, părinte, o fac pentru Sfânt, cu siguranță mă va ajuta. Pe patul de moarte m-a chemat familia să o împărtășesc. Și în acel moment, cu ochii spre geam, spunea, l-aștept pe Sfânt, că mi-a promis că vine să mă ia. Sigur că ne uitam unul la altul și aveam impresia că poate delirează din cauza vârstei, poate din cauza situației, că era atât de neputincioasă. Și la un moment dat, în timp ce ne rugam, a strigat, iată-l pe Sfânt, vine după mine. Ne-am uitat toți, n-am văzut nimic. Ea s-a uitat spre geam și atunci am întrebat-o, cum arată Sfântul? Iisus e îmbrăcat într-o haină frumoasă cu cruce și vine, este cu barbă lungă, vine zâmbind spre mine. Credeți-mă, acest lucru l-am văzut eu. Era întinsă pe pat și când simțea că se apropie, ne-am uimit cu toții, s-a ridicat, i-a întins mâna și a zis, bine ai venit, Sfinte! Și din acel moment și-a dat Duhul. Deci iată cum a ajuns un Sfânt să o conducă și sunt convins că o va conduce în lumea luminii, în raiul bucuriei, în care cu toții ne dorim. Poate și noi, la rândul nostru, am făcut fapte bune, dar aceste fapte bune trebuie să le spele pe cele rele. Dacă faci o faptă rea, 5 fapte bune trebuie să faci ca viața ta să se curețe. Dacă simți că ești nefericit în locul în care te afli acum, în garsoniera, în apartamentul respectiv, schimbă-l, pentru că de acolo, de fapt, îți iei sursa. De acolo îți încarci sufletul tău cu bucurie. Dacă vezi că în casa ta există tristețe, încearcă să-i dai viață. Cheamă preotul să-ți facă o sfințire a casei. Este o diferență între sfințire a casei și sfeștanie. Și roagă-te. Vă recomand să citiți Acatistul Sfântului. Le găsiți aici, în această carte, pachetul bucuriei, pe care îl vedeți aici, pe micul ecran, care conține un de lemn sfințit, care conține o brățară,
părticică din veșmânt și multe alte daruri ce sunt puse acolo ca să le împărțiți și să le dați, mai ales acum în acest prag de sărbătoare. Însă ce vă rog foarte mult, vă rog cei care puteți să ne ajutați în aceste câteva zile care au mai rămas să putem plăti racla, să putem finaliza acest proiect în care părticică din bunătatea voastră va fi trecut acolo, pentru că în această raclă vom pune bilețele cu numele celor care au contribuit și au ajutat și acestea vor rămâne în veci acolo, ca peste ani, zeci de ani, preoții care vor sluji atunci și vor deschide racla să vadă că numele vostru a fost trecut acolo și veți fi pomeniți ca și ctitori, miluitori, ostenitori și făcători de bine. În ziua de 16, când aducem racla, va fi de fapt zi de bucurie, o zi care va fi trecută în istorie, în istoria Bisericii Sfânta Maria din Voluntari. Dar ziua la care eu vă invit de pe acum este cea de 9 iulie, în care Sfântul este serbat în calendarul ortodox. O zi la care să veniți, cu mic, cu mare, să vă închinați unui Sfânt al dorințelor, unui Sfânt care este trecut lângă ceilalți mari sfinți pe care Biserica îi pomenește în Sinaxar și de care ne vorbește atât de frumos. Aș vrea să știți că multe minuni se întâmplă la racla Sfântului, că multe persoane care au trecut prin suferințe grele și trec, își găsesc alinarea. Este acel colț de rai în care îngerii, pentru că biserica este numită și Biserica Îngerilor, se întâlnesc cu Îngerul vostru păzitor și se bucură. Vă invit, iubiții mei, să veniți și să vă rugați. Să vă rugați și să ne rugăm împreună pentru pacea, pentru liniștea, pentru viitorul vostru al acestui popor. Să mergeți la duhovnicii voștri, să mergeți în locurile unde vă simțiți ca acasă și să vă curățați sufletul de păcate, mai ales că suntem în această perioadă sacră, în postul mare, în care fiecare credincios ar fi bine să se mărturisească, să-și curețe sufletul de păcatele care îl apasă. Cu privire la casele care sunt bântuite, vă recomand să luați un de lemn sfințit de la maslu și să ungeți tocul și în semnul Sfintei Cruci, stânga-dreapta, și geamurile, să tămâiați seara și dimineața timp de 10 zile și să rostiți rugăciunea Tatăl nostru, sau dacă nu o știți sau nu o aveți, să luați anumite rugăciuni, sunt aici rugăciunea de dezlegare a duhurilor rele, pe care o puteți citi voi, mirenii, din această carte. Vreau doar să vă spun că fiecare întâlnire a mea cu dumneavoastră pe calea undelor, fie că este în direct sau în reluare, pentru mine este de fapt o bucurie și mi-aduce o binecuvântare sufletească. De ce? Pentru că vă vorbesc de la suflet la suflet. Pentru că vă vorbesc despre realități pe care oamenii nu le înțeleg. Astăzi a venit la mine o familie foarte tristă cu un copil bolnav. Era bolnav pentru că era bântuit un duh rău, ce-l poseda și în fiecare dimineață îi aducea o stare de rău. Și această stare de rău îl făcea să cadă într-o transă pe care nu și-o putea explica și bineînțeles că părinții tremurau de frică pentru că nu știau ce se întâmplă. Să știți că multe dintre duhurile care ne posedă le avem moștenire din neam și primul semn pe care îl ai în momentul în care ești posedat de un duh rău
este lipsa răbdării. Aș vrea să vă gândiți câți dintre cei care mă ascultați acum aveți răbdare, aveți răbdare și rămâneți până la finalul Sfintei Liturghii, în care preotul vă miruiește sau vă binecuvintează prin formula magică, Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea cu Sfântul Duh să fie cu voi cu toți. Sunteți puțini cei care aveți răbdare să rămâneți până la final. De parcă cineva v-ar mâna să ajungeți mai repede acasă și, ajungând acasă, să vă relaxați de parcă ați fi muncit în timpul în care l-ați petrecut în rugăciune sau ați petrecut cel puțin în biserică unde s-a făcut Sfânta Liturghie. Vreau doar să știți, iubiții mei, că sunt multe necazuri în lumea aceasta. S-au înmulțit necazurile și problemele și dacă ați ști câte aud zilnic, câte provocări, câte evenimente nefericite se întâmplă în familii, soții care sunt agresate, soții care sunt părăsite, copii care se droghează, soți care sunt alcooliști și multe alte păcate grele. Dacă ați ști cât de multă durere stă ascunsă în sufletul acelor oameni, v-ați face cruce și a spune: Doamne, păzește-mă ca niciodată în viața mea să nu trec prin așa ceva. Vă pot spune, în schimb, că am cunoscut o familie care, mutându-se într-o casă și după ce a cumpărat casa, verificat istoricul ei, și-a dat seama că toți cei care au locuit în acea locuință, în acel loc, în acea casă, au avut morți suspecte. Unii au fost loviți de tren, alții au murit în accidente stupide, iar alții s-au îmbolnăvit și boala i-a răpus. Și-au văzut că același lucru se transmite și la cei care sunt noi proprietari. Proprietarii s-au îmbolnăvit, unul dintre copii a avut accident rutier, iar un alt copil și-a pierdut în accident o mână. Atenție că aceste emisiuni, această știre sau acest eveniment vă poate afecta emoțional, însă v-am spus despre aceste lucruri ca să puteți înțelege cât de grav poate să fie sau cât de periculos poate fi acel loc bântuit de un duh rău. Pentru că acel loc, de fapt, este mai presus decât propria ta forță și putere de a te apăra. Acel loc te constrânge, te posedă și îți face rău. Știați că există boli la care medicii nu au răspuns? Știați că există boli la care nici psihologii, nici psihiatrii nu pot răspunde? Există, iubiții mei, evenimente și întâmplări pe care nu ni le putem explica și care ne pot dărâma de la o zi la alta. Sunt oameni care au fost secerați de aceste, așa zise, întâmplări ciudate de la o zi la alta. Azi era bine, sănătos, la câteva zile a căzut la pat și la câteva zile a pierdut viața, a pierdut lupta cu viața. Am auzit multe și aud și chiar și eu îmi pun întrebarea: de ce? De ce se întâmplă asta? Și răspunsul vi-l dau tot eu, pentru că omul, din păcate,
ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu doar în momentul în care are o supărare și un necaz. În acel moment se pune în balanță milostenia, iată, apelez la milostenie și la bunătatea voastră. Se pune în balanță zgârcenia, bârfele, răutățile pe care mulți le aveți și oamenii care gândesc de rău, oamenii care judecă, oamenii care bârfesc își merită soarta și vă rog să mă iertați că spun asta. Nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu diavolul. Câte vreme ești un om al lui Dumnezeu, un om credincios, nu poți să vorbești de rău pe aproapele tău și ești obligat prin rugăciunea pe care o rostim cu toții, rugăciunea Tatăl nostru, să ierți așa cum și Dumnezeu îți iartă ție și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Oricâte vreme eu nu sunt capabil să iert, înseamnă că l-am mințit pe Dumnezeu. Înseamnă că eu îl mint pe Dumnezeu. Și aș vrea să știți că una e să minți un om și alta este să-l minți pe Creator al Universului, Creatorul Cerului și al Pământului. Prin rugăciunea care în mod normal ar trebui să fie pentru tine o binecuvântare, tu de altfel să ajungi să-ți creezi prin neputința de a ierta un alt drum spre iad, iadul suferinței. De aici apar, iubiții mei, durerile în viața noastră. Din lipsa de comunicare pe care o avem cu Dumnezeu, cu cei dragi și cu noi înșine. De aici apar necazurile în viața noastră, pentru că într-o familie, dacă sunt 6 membri sau 5 și se roagă doar 1 sau 2, putem privi acest lucru comparativ cu o mașină cu 4 cilindri din care doar 1 trage. Cum credeți că va merge acea mașină? Va merge așa, înfrânată, până când și acel cilindru va ceda și atunci se va opri din mers. Știți, există în familie mama, există tata, care pot fi stâlp al casei, există soția sau soțul, care pot fi, de fapt, antemergători ai vieții noastre și sunt stâlpul de echilibru pe care noi ne bazăm și pe care ne-l dorim să rămână lângă noi, să ne susțină, să ne ajute. De câtă vreme acest stâlp, fie că e mamă, tată, soț, soție, frate, soră, iubit, iubită, cum vreți să-i spuneți, nu este hrănit cu energia de care are nevoie, iubirea și recunoștința, acesta va ceda într-o zi și vaporul se poate scufunda. Ori, prin cărțile mele care le vedeți aici pe masă, în Te iubesc și tu mă iubești, am explicat atât de frumos care sunt secretele reușitei în viață la tineri, care sunt secretele reușitei în familii la cei care astăzi se ceartă și sunt în conflicte. Și credeți-mă că voi reuși să termin noua carte de unde apare degradarea psihică, unde veți putea citi și veți înțelege de fapt cât de ușor se poate trece de la iubire la ură și de la nădejde la deznădejde. De ce? Pentru că un om care are mintea bântuită de rău este un om care niciodată nu poate să înțeleagă care este diferența dintre bucurie și tristețe. Îi lipsește empatia. Un om care nu are milă este un om lipsit de Dumnezeu, pentru că lipsa prezenței lui Dumnezeu înseamnă răul. Sunt oameni răi, credeți-mă, am întâlnit mulți. Au venit la biserică, s-au căutat prin portofele și cu greu au plătit o icoană,
Și după ce a trecut de poarta bisericii, au început să blameze și să comenteze cât de mult a fost și ce mulți bani au cheltuit, uitând de fapt că acești bani probabil au contribuit sau vor contribui la salvarea vieții lui într-un anumit moment, când ești în pragul de a face accident și Sfântul, pentru că te-ai jertfit sau l-ai ajutat, te va ajuta. Maica Domnului, la care tu te-ai rugat scrânjnind din dinți și fiind manipulat de gândurile negre, poate este cea care îți apără copiii și te-a apărat și pe tine să nu faci, Doamne ferește, un accident, fie de mașină sau un accident vascular sau alte boli care te pot lovi. Vor veni sărbătorile Sfintelor Paști. Vă înghesuiți în magazine, vă umpleți coșurile 10, 12, 13 milioane sau 1300, 1500 de lei. Sunt oameni care își iau credite ca să-și poată cumpăra cât mai multe alimente, mănâncă o zi sau două, după care le aruncă. Asta nu e o problemă, spune mulți, dar e o mare problemă atunci când pentru sufletul tău trebuie să faci o jertfă, să fii prezent la o biserică, să vii să te spovedești, să te împărtășești, să ajuți la construcția unei case, a unui sfânt, să cumperi poate o icoană prin care se plătesc din costurile ei cheltuielile la biserică și multe altele, asta deja e o problemă. Și atunci vă întreb, cum vreți să vă ajute Dumnezeu? Cum vreți să aveți parte de bine câtă vreme voi gândiți rău? Cum vreți ca voi să nu fiți judecați de Dumnezeu și de Univers câtă vreme voi judecați sau mă judecați? Și nu uitați, vă spun ca de la suflet la suflet, nu există lucru rău pe care îl faci să nu fie pedepsit. Îl rog pe bunul Dumnezeu să vă ierte, să vă înțelepțească, să vă dea inimă bună, să vă ierte pe cei care poate gândiți ceea ce n-ar trebui să gândească un creștin. Îl rog pe Sfântul Pangratie să vă ocrotească viața și să vă însoțească în drumul vieții voastre. Și îl rog pe Sfânt pentru că l-am acolo, la bisericuța unde cu atâta drag vă aștept și vă primesc cu dragoste și căldură. Și cei care ați fost puteți confirma că de fiecare dată n-ați plecat fără să primiți un dar, fie un pachetel, fie o cărticică, fie un îngeraș. La fiecare, după putință, v-am dat câte o atenție ca să marchez momentul și să marchez bucuria că ați venit să vă închinați la Maica Domnului și să-i spuneți de Sfântului dorința voastră, pentru că acolo există o cutie a dorințelor în care ți-ai pus bilețelul, ai scris ce-ți dorești și după o anumită perioadă îți dai seama că ce-ai cerut s-a îndeplinit. Iubiții mei, este așa de frumoasă viața, dar vreau să înțelegeți că viața pe care eu o trăiesc alături de Dumnezeu, alături de Sfinți, este diferită de zbuciumul pe care poate îl aveți mulți și de viața pe care v-ați conturat-o și v-ați construit-o singuri. De aceea eu vreau să vă chem în raiul bucuriei, de aceea vă invit să veniți în raiul binecuvântării. De aceea vă invit să vi-l faceți prieten pe Sfântul Pangratie și nu numai pe el, pe toți sfinții pe care să-i scrieți pe o foaie și să-i pomeniți seara și spuneți: mă rog pentru fiica mea Daniela sau Maria, la sfinții, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, Sfântul Pangratie, și închin numele ei sau numele lui. Veți vedea că dacă îi pomeniți pe toți sfinții care știți și vi-i amintiți, veți primi așa un dar de mulțumire și de binecuvântare venit din cerul cel sfânt, din acest univers în care atunci când ai pomenit numele Sfântului, de fapt,
ți-ai făcut ție un bine. Și ca să mă înțelegeți, ca exemplu, când sunteți la Sfânta Biserică și lăsați un acatist la altar și au zis că preotul vă pomenește și vă strigă numele, Violeta, Maria, Gheorghe, nu vă bucurați? Vă spun că da. Eu am observat că în momentul în care vi se strigă numele în biserică, pe chipul vostru apare un zâmbet, o lumină. De ce? Pentru că strigarea numelui este legată de numele de botez pe care voi l-ați primit când ați fost botezați în biserică. De aceea era și un cântec la voi în sat, Popa Ioan te-a botezat și Lelea Stanca te-a ținut un an la sân. La voi în sat, când ai fost botezată sau botezat sau la tine în oraș, în acel moment s-a stabilit legătura cu Dumnezeu și Îngerul Păzitor a fost trimis să rămână lângă tine, să te păzească. Dar, există un dar, libertatea de a-i da voie îți aparține. Sunt oameni care nu vor să le fie bine pentru că s-au obișnuit să le fie rău. Și mă refer la cei care plâng, aleargă după trenul care nu-i așteaptă. Mă refer la cei care persistă în suferința pe care au și nu vor să iasă din ea. Pentru că au o fixație. Eu nu-l vreau decât pe el. Sau nu vreau decât pe ea. Oameni buni, dacă s-a terminat povestea de iubire și nu mai există sentimente, îndreptați-vă atenția și gândul spre altceva. Dacă s-a terminat respectul între oamenii pe care îi ai în jur, înseamnă că nu e locul tău acolo. Caută-ți locul unde vei fi respectat, apreciat și caută de fapt, iubite suflete, locul în care să-ți găsești rostul în viața aceasta. Ce aș vrea să vă mai spun, în locurile în care activați, la serviciu, dacă vedeți că se înjură foarte mult, dacă vedeți că se bârfește, ieșiți de acolo, nu participați și nu fiți părtași la răutatea și la această pânză de păianjen în care se naște, la care și tu poți să fii părtaș sau să te retragi. Roagă-te pentru dușmani, roagă-te lui Dumnezeu să-ți păzească viața, roagă-te lui Dumnezeu să facă ceea ce tu nu poți face și rugați-vă Sfântului Pangratie, Sfântul Dorințelor, pe care vi-l recomand să-l aveți în casele voastre, să vă dea puterea de a zâmbi, puterea de a vă întoarce cu ochii spre cer și de-i spune, Doamne, îți mulțumesc că astăzi mi-ai deschis mintea și m-ai făcut să înțeleg ce înseamnă cu adevărat să iubești, ce înseamnă cu adevărat să prețuiești. Și am simțit și simt în continuare că cineva acolo sus mă iubește și mă protejează. Îmi scrieți mulți dintre dumneavoastră că visați cu Sfântul. O doamnă îmi scria că a primit un mesaj, un răspuns la ceea ce își dorea și că exact ceea ce a înțeles de fapt era realitatea pe care și-o dorea. De aceea să nu vă atingeți de sacru niciodată. Lăsați deoparte materia. Materia, plusul și minusul din viața noastră au de-a face cu ceea ce gândim noi, dar hai să gândim de azi mai mult pentru suflet și veți vedea că viața noastră se va schimba. Să ne rugăm acum împreună, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, vă aștept să ne reîntâlnim pe 16 aprilie, mă scuzați, o seară binecuvântată.